Doamna Andreea era acolo, doamnei Andreea am făcut semn. Gata, după faza aia și după tu ai venit la mine să dansăm când era melodia aia așa. Da. Și eu n-am mai acceptat. Și când nu am acceptat, te-ai dus, Julia se dusese la Patrick, te-ai dus, ai tras-o pe Julia și te-ai dus înapoi la Patrick. Pentru că el era ultimul care am dansat eu, am văzut că mai refuzat. Tu când mai refuzat, tu când mai refuzat pe mine, eu m-am simțit ultimul om, tu înțelegi? Eu cel mai prost m-am simțit de acolo. Ce ai vrea să fac? Stau iar după tine ca să... Eu... Mă rog de tine să stai cu mine, să dansezi cu mine, să-ți petreci seara cu mine? Nu. E clar că m-am plecat și nu m-a mai interesat. La faza aia mi s-a luat așa, m-am simțit ultimul om. Ultimul om am simțit. Bun, eu ți-am zis de ce te-am refuzat, ăla e motivul. Eu n-accept așa ceva, modul ăla de dans personal. Ok, Antoni, dar întrebarea mea, îmi poți spune, te rog frumos, de ce ai dat drumul la mână? Că nu știm nici acum. A fost, n-a fost intenționat, sincer. Adică era acolo, țin minte că tu ridicasi mâna și am ridicat-o și eu pe cealaltă și făcusem așa și când am lăsat mâna înapoi, ea deja se retrăsese puțin cu Radu. Pentru că n-avea cu cine să danseze, Antoni. Deci tu ai vrut cumva să dansezi cu mine, i-ai dat drumul, Vladei la mână ca să dansezi cu mine și după când să dai mâna înapoi, ea era deja depărtată de tine? Da. Antoni, toți avem toleranțe diferite, poate nu ne place un anumit stil de dans sau nu ne place ca partenerul nostru să le facă. Mie tot personal, adică anumite lucruri nu le accept și eu intervin. Am adică și noi. Te-a dansat Daniela cu Ionut. Păi, asta e chestia, eu intervin. Dacă ceva nu-mi place, intervin și rezolv repede situația. Puteai și tu să o oprești, să zici, fată, vezi că exagerezi, chiar dacă suntem sau nu împreună, o iei la o parte și spui, Vlada, vorbim după și stai puțin cu minte. Cred că era momentul să își dea ea seama că a exagerat. N-avea cum dacă făcea asta din adins. Bun, Antoni, și la un moment dat... Dacă face asta din adins, e și mai rău. Antoni, la un moment dat stăteam la aceeași masă, eu, tu, Vlada și cine mai era lângă noi. Și după ce a cântat doamna Adriana Antoni, te-ai mutat. De ce te-ai mutat de lângă ea? Nu m-am mutat de lângă. Ba da, după ce ai dat drumul la mână, te-ai mutat în partea altă, lângă Cristina, Patrick... Da, doamna Andreea i-a zis. Mă trăsese Patrick. Sau îl trăsese Patrick și Vlada s-a mutat. Patrick mă trăsese. Și tu ai mutat-o pe Vlada. Patrick mă trăsese pentru că Vlada nu dansa cu mine și oarecum să dansez cu Cristina și cu Julia. Pare că exagerez. Zero. Ei, măcar voi ați avut cu cine dansa. Păi și Larisa și tu ai avut. Larisa, crede-mă că am vrut să vin la tine, dar nu ai lăsat vrăjelii de cod. Da, lăsa cu Robert. Dar eu mă simțeam... Hai, Catinca, și tu după ai comentat și nu mi-a plăcut. Robert a avut bunul simț și a zis că să nu rămân ca un ceva în ploaie, da? Și ba da, exact așa eram. 7 fete, 6 băieți, la mine n-a venit niciunul. Tu ai dansat cu doamna Andreea acolo, chiar s-a văzut foarte frumos, adică nu ți-a văzut că ai rămas. Da, dar eu m-am simțit... Eu personal, Larisa, n-am insistat. Radu, nici tu n-ai invitat-o la dans. Păi unde să invit dacă noi eram pe partea asta la altă? Nu puteam să trecem de acolo, de cadre, de oameni. Sau poate puteam, dar noi n-am vrut. Eu când am avut cuplu aici și am venit, a fost momentul ăla în casă la băieți, eu dau exemplu că așa a fost. Nu m-a lăsat sufletul să o văd pe Bianca singură și am tras-o cum ar veni, chiar dacă eu eram atunci cu cineva. Acolo s-a văzut cine are empatie. Și cine iartă? Că n-am putut. Noi toți eram câte doi și ea stătea singură, se învârtea pe acolo. N-am putut să o las așa. Că sunt și eu femeie și m-aș fi simțit, m-am pus în postură și m-am simțit prost. Eu când dansam cu Larisa îi zic că mergi și dansează cu Antoni și face Larisa, dacă mă invita Antoni, nu-l refuz. Da, așa mi-a zis. Păi eu am zis, da, dacă oricine m-ar invita, eu nu aș refuza. De ce să... Antoni, la un moment dat, a avut o pornire spre tine. De 2 ori. Antoni a crezut că o să-l refuzi tu pe el. De-aia era frică. Larisa, dar ai văzut și tu că n-a venit nimeni de pe partea asta pe partea aia și nimeni de pe partea aia pe partea asta. Ba da, care l-au venit la noi. Noi am putut. Păi ați venit la urmă. Asta era și treaba. Noi am dansat cu Julia. Noi am dansat cu Julia, am dansat cu Vlada, am dansat cu Cristina, ne-am schimbat acolo între noi. Adică n-a fost cu intenție. Antoni, copiii, la noi acum sunteți doar voi doi pe ecran și vreau să mai pun o întrebare. Consider că ai fost cam dur spunând că îi dai dreptate Larisei după toate discuțiile pe care le-ați avut voi. Acum, nu știu, să-i faci asta, în primul rând îi faci foarte mult rău Vladei. Chiar dacă ea ți-ar fi greșit în fața ta, fii cumva pe poziția ta, dar încearcă să nu menționezi pe Larisa în situația asta, pentru că nu din cauza ei voi v-ați despărțit. A întrebat Cristina dacă e contră sau nu când danseze cu tine. Nu, păi Antoni a zis că îi dă dreptate Larisei. Nu, a zis că a vrut să-mi spună. A zis că ți-a dat dreptate, că tu ai spus că ce vine ușor, pleacă ușor. De asta a vrut să vină la mine să-mi spună. Nu, a vrut la tine că mi-a zis ca să facă pace. Da, dar cum s-ar fi văzut dacă venea acolo și să-mi spună treaba asta în seara de Revelion? Dar cum s-a văzut ce a făcut tata mea în seara de Revelion? Ok, din punctul tău de vedere, eu ți-am spus, nu vreau să-ți schimbi ție percepția de viață, eu vreau să fiu imparțial în situația asta, dar nu vreau să spun ție, bă, uite-te la Vlada altcumva față de cum te uiți, doar că și dacă te-ai fi dus la Larisa să-i spui treaba asta, s-ar fi văzut foarte urât din partea ta. Asta e lecția și dacă nu spunea Larisa lucrul ăsta, veneam eu și ziceam că asta e lecția pe care am învățat-o eu din relația asta. Fix în seara de Revelion după ce te-ai despărțit de Vlada. Da. A fost de ajuns. Un moment. A fost de ajuns decât să dau drumul la mână, cum am zis. Ce vine ușor, pleacă ușor. Lasă, Larisa, că ai fost și mai bine însoțită. La cum plânge și cu lacrimi. Cât de ușor a venit, Antoni, pentru tine? E ușor să te înscrii într-o emisiune, să intri, să faci parte din asta? Dar nu e vorba de procesul complet în sine. E vorba de apropierea în casă, strict apropierea în casă. Antoni, uite, vreau să-ți mai dau un argument foarte plauzibil și să vreau să-mi explici tu o singură chestie. Vlada, dacă ți-aduce aminte foarte bine, a trecut la un moment dat peste un dans de-al tău din club, unde putea fi interpretat în 7000 de moduri. Bun, bine, ai deschis. Tu ai văzut aici foarte clar cum a făcut ea și ce a făcut. N-a fost nimic, dar tu... Nu că n-a fost nimic. La un moment dat Vlada se apropiase de tine strict în felul în care se apropiase fata aia de mine. Doamne ferește, am văzut, deci am văzut exact și asta e diferența. Ce ai făcut, Radu? Omule, am dansat eu cu Radu așa cum ai dansat după aia. Da, mă, dar stai puțin. Atunci aveam o săptămână de cunoaștere și acum avem o lună de relație. A, deci în săptămâna aia puteai să faci orice, că o săptămână. Dar n-a zis nimeni. Acum denoți cumva că tu cu fata aia ai dansat cum a dansat el Radu cu ea. Nu, dar așa, indiferent, eu am susținut ce am susținut și indiferent ce am susținut aici, tot s-a bănuit că eu am dansat cu fata aia. Dar Vlada te-a iertat. Te-a iertat, a trecut peste, ați mers înainte. Și a fost poate mult mai grav, că a fost în afara contextului. A fost o săptămână de cunoaștere în care noi încă ne cunoșteam și nu știam exact chestiile astea. Și avem o lună de relație până la urmă, lucruri pe care le-am discutat și... Tocmai ți-am explicat că eu am dansat cu Vlada pentru că am văzut-o în situația în care am văzut-o, Antoni. Eu n-am schimbat 5 cuvinte cu fata asta tot sezonul. Nu știu dacă am vorbit 5 cuvinte. Te superi pe niște oameni care îți sunt colegi acolo și știi că niciunul nu are niciun fel de atracție sau așa. Cine a dansat Vlada, e vorba de cum a dansat Vlada. Și oamenii au făcut... Scuzați-mă că vă întreb, Julia, eu sunt tare curios. Julia, tu de ce parte ești? Dar și eu sunt curioasă. Eu chiar nu înțeleg. Lasă-mă puțin. Catinca, tu ai întrebat cum a dansat, nu? Da. Vlada a dansat, cum a dansat și... Ionuț, tu din partea cealaltă. Tu din partea cealaltă. Mi-ai zis că din partea cealaltă. Robert din partea cealaltă. Băieții din partea cealaltă. Explicați-mi și mie cum s-a văzut din partea cealaltă. Eu din partea cealaltă am văzut... Pe Vlada doar cu Robert și cu Patrick, nici de cum cu Antoni. Cu Radu și cu Patrick. Păi de ce eram așa, Ionut? La ce s-a început? După aia ne-a dispărțit și eu ce să fac? Iar stau pe capul lui după ce ne-a dispărțit sau cum? Eu asta spun că nu știam, dar s-a văzut. Ce trebuia să fac? Stau în colț acolo... Nu striga la el! Vlada, controlează-te! Nu strig la el! Pentru că omul nu ți-a spus nimic rău. Vorbesc cu toți, nu cu Ionut. Ok, dar nu striga așa că te auzi. Alo! Păi și tu nu striga la ea dacă ea strigă la el. Alo! Și tu nu striga la ea dacă ea strigă la el. Hai să vorbim pe rând. Ce puteam să fac după ce m-a dispărțit? Să stau să plâng? Eu m Băi, frate, eu m-am săturat să plec, m-am săturat să stau după el ca să vorbească cu mine. M-am săturat să trag de el ca să stea cu mine, să danseze cu mine. Dar eu mă simt ultimul om când stau să trag de cineva. M-am săturat. În loc să o îmbrați, țip la ea. Radu, până acum n-am susținut-o în discuție. Dar, da, Bianca, dar țipă și ea, iartă-o criticația așa cum e. Păi, Ionut a zis ceva de rău? Ionut a zis că a dansat într-un fel? Sau Bianca n-a țipat din răutate, a țipat că e disperată, poate are multe acolo. Să țipe la Antoni atunci, nu la alții. Păi, dar nu țipă. Că nu alții i-au făcut probleme. Bianca n-a țipat la alții, țipă că... Dar tu acum te cerți cu mine că eu ce? Că am intervenit? Că nu mi-a plăcut că a țipat, dar stai un pic. Întrebarea pentru Ionut și Radu, Ionut și Robert, pe care le-am adresat-o a fost nu cu cine a stat, cum s-a văzut dansul ei, exagerat sau nu? Pare că nu mai avem omenie. Nu știu, mie mi s-a părut că dacă eu aș fi fost în locul lui Antoni, să văd pe Bianca, că mă vede supărat și ea în continuare să danseze cu alții, m-ar fi deranjat la fel ca pe Antoni, sincer. Numai faptul că l-a văzut supărat și nu s-a dus la el. Da, dar Antoni este și genul care respinge mult când e supărat și cât să și mergi la un om care te respinge... Care s-a despărțit de tine. Da, bun, hai că s-a despărțit verbal, dar el își pune o carapace, el își pune un scut când se supără. Păi măi, Antoni, tu te-ai despărțit, tu ești că pune stop. Nu vă iai să mai vină ea la tine înapoi. Dacă ea îți dă scut. Normal, mă duc în continuare. Radu, te duci în continuare. Nu, tai o secundă, Catinca. Eu dansam cu Antoni. Iar el a zis, gata, mă despart, după ce a văzut-o pe Vlada cum dansează, nu cu cine dansează, cum dansează. Perfect, fetelor, mă, ce-a făcut rău, în afară că s-a mișcat de revelion, a fost revelionul, ne-am simțit. Eu înțeleg, Radu,